acest echipamentul pe care îl putem lua în noul sezon. Ei își au locul acum pentru sesiunea de autografe. Și pentru că începe imnul, I'm
aplauze modelele noastre. A fost Laurențiu Marinescu. Avei un antrenor de soi. Și vine Alexandru Chiriță, aplauze. Mircea Pridea cel vân jos prin goluri de servea, iar de Mocanu, ce să zic, un jucător vestit, în față nu stătea nimic, pe toți ai luminit. Iohan Bogornianu! Merită aplauzele voastre, ei se descurcă foarte bine când sunt mii de spectatori în tribună, dar când e vorba de prezentare pe podium, uitați-vă la ei, au puțin emoții. Jeremie More! Este trainingul pe care puteți să-l vizuați și voi. Bun, Adria, aplauze și pentru el! Ne prezintă echipamentul pentru meciurile din deplasare. Și rugăm încă o dată pe jucători, Laurențiu și toți, mergeți încă o dată, pentru că vrem să facem și o poză de grup. Încă o dată, da. Haideți să mai facem așa, mai defilăm încă o dată, unul după altul. Cum se face la prezentarea de modă, după care rămânem pentru poza de grup. Iată noile echipamente pentru sezonul 2015-2016. Petrolul Ploiești, viitoarea campioană a României. Mi-au spus băieții, o spun și eu. Și acum toate blițurile, toate aparatele pe ei. Avem, cum am spus, echipamentul din deplasare, cel violet, galben, albastru pentru acasă și, bineînțeles, trainingul ce-i va însoți oriunde, pretutinde. Mulțumim și încă o dată aplauze pentru băieții noștri! Așa de și